Autoritățile locale și județene sunt alături de Florentina Mușat. Cu sprijinul artiștilor ansamblului folcloric Doina Dunării din cadrul Centrului Cultural Local Ion Vinea, pe 25 martie va avea loc un spectacol umanitar. Cazul Florentinei Mușat, fetița în vârstă de doar 4 ani din comuna Singuren, care suferă de o boală extrem de grea, i-a impresionat pe edilii giurgiuveni. Pentru a nu sluși într-un scaun cu rotile, dar și pentru a putea ajunge la investigațiile medicale ce trebuie efectuate la o clinică din Germania, fata are nevoie în primă fază de 15.000 de euro. La inițiativa președintelui Consiliului Județean, domnul Dumitru Beianu, și cu sprijinul Consiliului Local Municipal și al Centrului Cultural Ion Vinea, în data de 25 martie, orele 18, va avea loc un spectacol umanitar la Sala Mare a Ateneului Nicolae Bălănescu din Giurgiu, un spectacol umanitar pentru micuța de numai 5 ani, Florentina Mușat. Intrarea la acest spectacol va fi liberă. În sală vor fi amplasate urne în care fiecare dintre noi putem face donații. Peste 200 de invitații vor fi distribuite directorilor din instituțiile subordonate Consiliului Local și Consiliului Județean Giurgiu. Cei care vor să-i fie alături Florentinei sunt așteptați la spectacolul caritabil din 25 martie.